Oh, 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 așa, da, 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 este. Dar tu știai că cu tableta la școală este interzis? Cu tableta la școală este interzis. Și ce? Nu tu ești cu tableta, dar eu. Gata, lasă-mă. Da, haide, da, încă un punct, yes. Nu am înțeles. Ira, tot ce e asta, mă rog? Tabletă? La școală? Ups. Nu o mai ascunde, că oricum am văzut-o deja. Ți-am spus eu că cu tableta la școală este interzis. Ce râzi, tocilaru? Așa, Ira, imediat, tableta la mine pe masă. Bine, poftim. Așa, perfect. Deci ascultă încoa. Dacă te mai văd măcar o dată cu tableta la școală, îți promit, îi chem pe părinții tăi la director. Asta este ultima mea avertizare. Ai înțeles? Mhm, am înțeles. Precis? Precis, precis. Ce nu-i de înțeles aici? Să nu mai vin cu tableta la școală. Dacă ai înțeles, e bine. Ia uite că este și sunetul. O, sună, ura! Îți poți lua tableta și poți să fii liberă. Da, profesoarea mi-a întors tableta. Dar ce să fac cu ea dacă nu am voie să o aduc la școală? Dar eu am nevoie de ea la școală, mai ales la recreație. Trebuie să inventez ceva ca să pot să furișez tableta la școală. Așa că profesoarea să nu afle că eu am adus tableta. Dar cum să o fac? Trebuie să mă gândesc. Se pare că știu. Da, am o idee. Numai că am nevoie de creioane. O, dar iată și creioanele. Asta nu e tot. Mai am nevoie și de ghiozdan. Dar iată și ghiozdanul. Perfect. Acum vă voi arăta cum puteți furișa tableta la școală. Veți avea nevoie, desigur, de tabletă, multe creioane și markere, toate, toate care le aveți acasă. Și desigur de un ghiozdan. Acum haideți să vă arăt ce trebuie să faceți. Luați tableta și o puneți în ghiozdan. Cel mai bine să o puneți la fund sau într-un buzunăraș dinăuntru. Iată cum am pus-o eu, în buzunărașul magic. Dar voi puteți să o puneți pur și simplu la fundul ghiozdanului. Oricum tableta o vom acoperi cu markere și creioane. Totul este foarte, foarte simplu. Doar astupăm tableta cu creioane și markere sau alte rechizite. Ia uitați-vă ce am eu aici. Chiar și jucării de lui Andrieș. Radieră tot. Se poate să puneți tot ce vreți. Important să fie cât mai multe. Ia priviți ce se întâmplă aici. Precis, nu se vede? Că în acest ghiozdan eu am tableta. Închidem ghiozdanul și putem liniștiți să plecăm la școală. Sunt sigură, profesoarea nu-și va da seama că eu am în ghiozdan tabletă. Așa. Data. Bună dimineața. Bună dimineața. Stai, tu unde ai plecat? Eu încă nu te-am verificat. Să mă verificați? Ce? Dar eu nu am tabletă. Asta eu acum voi vedea. Dă-mi te rog ghiozdanul. Bine. Poftim. Ce se aude? Ciudat. Da. Ce frumusețe. N-am înțeles. Dar de unde, mă rog, atâtea creioane? Pentru ce ți-ai atâtea creioane, a? Dar asta ce-i? Ce-i asta? Tabletă? Ups! Eu nu am nimic! Să-ți fie rușine! Tableta eu o confiscez. O să o iei la sfârșit de lecție. Bine. Nici la asta nu te duce mintea și capul. Taci, măi, tocilaru! Mi-e educat-o. În schimb, eu sunt mai deșteaptă. Da, primul lifehack l-am prăvălit. M-a prins profesoarea cu tableta. Dar nu-i nimic. Eu mai am un lifehack. Pentru aceasta voi avea nevoie de o cutie pentru pizza.
O, iată așa. Cutia este goală, din păcate. Dar miroase a pizza. Asta este bine. În caz că nu aveți acasă o cutie goală de la pizza, puteți folosi o cutie goală de la bomboane sau orice mâncare. Important să vă încapă gadgetul. Apropo, am nevoie și de tabletă. Perfect! Tableta, cutie de la pizza, mix! Ia ghiciți ce? Acum tableta este în cutia de la pizza. Dacă nu vreți ca să se murdărească tableta, mai bine să puneți acolo o hârtie. Profesorul oricum nu va verifica ce fel de pizza adorați. Gata, mergem să încercăm mai facul. Sunt sigură, de data asta precis nu mă prinde profesoara. Și la portare. Avem întrebări pentru Ira. Și unde, doamne, întârzie iar. Bună dimineața! Ira, dar eu n-am înțeles. Dar ce ai tu acolo? Pizza? Da, dar ce? Deja nici cu pizza nu se mai permite. Se permite, se permite. Hai, treci la loc. Deja și cu pizza la școală. Yes! Hei, educator! Ea recunoaște. Unde ai ascuns tableta de data asta? Nicăieri. Eu nu am tabletă, doar pizza. Așa și te-am crezut. Interesant, unde ai ascuns-o? Trebuie să aflu. Ia să văd. Hai, în dreapta, în stânga, așa, așa. Așa, așa, acolo. Lasă că te omor eu acum pe tine. Așa, este unul. Ah, iată unde ai ascuns tableta. În cutia de la pizza. Șmecherul. Păi oamenii deștepți au idei bune. Nu e despre tine asta. Tu deșteaptă nici pe aproape. Doamna... Au! Ira, ce cu tine? Ce strigi? M-am fript. Pizza este foarte, foarte fierbinte. Au, limba, au. De data asta ți-a mers. Ai noroc că eu nu sunt răcioasă. Cum? Cum a reușit să furiseze tableta? Imposibil. Fuh, era cât pe ce să mă prindă. Voi ați văzut cum era să mă trădeze tot ce la ara aceea? Lasă că îi arăt eu ei. Numai că nu înainte de a vă arăta al treilea life hack. Pentru al treilea life hack am nevoie doar de două cutii pentru cadouri. Știți care e secretul? Într-o cutie voi pune cadou pentru profesoare. Orice vreți. Dulciuri, parfum, ciocolată, orice. Dar în a doua cutie voi pune tableta. Așa frumos. Și voi spune că acest cadou este pentru director. Nu cred să se uite și să controleze cadoul pentru director. Mai ales după ce va primi un cadou plăcut. Haideți să vedem, va funcționa life hack-ul sau nu? Eu sunt sigură la 100% că va funcționa. Așa, ce note să-i pun eu ei? Ei bine, pentru stăruințe un punct, 8 îi ajunge. Bună dimineața! Bună dimineața! N-am înțeles, dar ce ai tu acolo, cadouri? Pentru cine? Pentru dumneavoastră, unul și unul pentru director. Ca mulțumire că avem așa o profesoare bună. Ce? Ce cu cine era? Te-ai fi împiedicat de o piatră pe drum sau ce, doamne? Tu te simți bine? Da, mă simt foarte bine. Mai bine nici nu se poate. Cam ciudat tu ești. Da. Ei, bănuiesc atunci că acest albastru este al meu, da? Doar știi că culoarea mea preferată este albastră? De unde oare știi? Interesant. Păi, albastru este pentru mine, da? Da, desigur. Albastru este pentru dumneavoastră. Poftim. Mulțumesc! Of, Ira, știam eu că tu ești o elevă foarte, foarte bună. Cea mai bună elevă! E, dar știam, eu știam. Ce? Dar asta eu sunt cea mai bună elevă. Era hotărât să-mi fure titlul de preferată a profesoarei. Niciodată. Nu-i voi permite. Ai, totuși, ce elevă bună. S-a corectat. Poate când vrea. Ia să văd ce am aici. Nu am înțeles. Ira! Ce înseamnă asta? Tabletă?
Tu din nou ai încercat să furisezi tableta la școală? Ups. Știam eu că așa din sine ea nu putea să-i dea cadou profesoarei. Mă bucur că planul ei din nou s-a prăvălit. Mâine cu părinții la școală. Tableta nu o mai vezi până la sfârșit de an. Mirșinata. Da, nu a funcționat lifehack-ul. Acum nu numai fără tabletă, dar și fără telefon voi sta. Perfect. Fraiero, nici măcar o tabletă nu poți fureșa. Taci tu, Cilaro. Măcar tu nu mă enerva.